O mică parte din moștenirea culturală a românilor aflată în patrimoniul etnografic al Complexului Național Muzeal Curtea Domnească a fost expusă cu prilejul Zilei Universale a ei. Pentru că suntem în anul centenarului, am vrut să evidențiem aceste două caracteristici esențiale ale ei, continuitate și unitate. Pentru că atunci când vorbim de continuitate, ne gândim la drumul lung parcurs de ei, obiect născut în străvechea vatra a civilizației dacice până în zilele noastre, iar atunci când vorbim de unitate, ne referim la acele aspecte, elemente comune iilor de pe din toate zonele țării. Pentru că dacă te deplasezi dintr-o zonă alta a României, nu ai cum să nu fii uimit de varietatea motivelor și culorilor care împodobesc iile. Frumoase ii cusute și brodate din diferite zone ale țării au fost expuse pentru a marca această zi dedicată iei și la Curtea Voievodală de la Târgoviște, iar atmosfera a fost chiar una de sărbătoare. Ziua Universală a iei a fost sărbătorită în avans la Curtea Domnească. Peste 20 de turiști străini au participat și au fost foarte încântați. Au încins și o horă. Micul spectacol folcloric a fost deliciul unui grup de vizitatori din America aflați în vizită la Curtea Voievozilor Valahi. I like their enthusiasm and I like their blouses. You like Târgoviște, Romania? So far, yeah. So far, so good. Good music. Yes, happy. It's beautiful. Lovely country. În horă s-au prins până la urmă și străinii care au aflat cu această ocazie nu doar despre istoria voievozilor de la Târgoviște, dar și despre folclorul românesc.